pe Domnul. Cine vrea să creadă un cuvânt pe care Domnul are în Matei capitolul 12 cu versetul 31, cine nu este cu mine, este cineva în adunare care zice sunt potriva lui Dumnezeu, să poate așa ceva nu. Să ne ferească Dumnezeu. O zis, cine nu-i cu mine, ai împotriva mea. Cine nu strânge cu mine, risipește. Știi ce spune omului Dumnezeu? Nu poate să mânce împăratul Dariu, n-are nevoie de ții doare și nu se culcă. Și în revărsatul zorilor, pașii plângători se îndreaptă spre groapă. E sala în care Domnul vrea să te scoată din groapă. E sala în care Domnul vrea să aducă izbăvire la cei legați în pușcăria din Filip. Pavel și Sila s-au unit și au strigat la Domnul. N-au cârtit, n-au murmurat. N-au pus întrebări la Dumnezeu. Doamne, tăți au, eu n-am. Eu-s bolnav. Eu n-am pace. Ăsta e fericit. Nu-i pune întrebări. Că El știe tot. Fraților, ne uităm la oamenii aceștia care s-au unit să cânte, să se roage. Și știi ce-a făcut Domnul? 276 de oameni, mă scuzați, 276 de oameni. Eliberează Hristos în acea sală, în acea noapte, în acea dimineață, din pușcăria din Filip. Să fie oameni prinși de război în adunare în sala aceasta. Cine vrea să creadă că e sala care Domnul prinși de război, eliberează Hristos. Are această putere, slăvit să fie Domnul! Ne uităm la Pura și la Gedeon. Merge la luptă din 32.000 cu 300 și Domnul dă biruință în masă, 100%. E sara în care Domnul ia, știți cum? 100%. Dă biruință. Se unește David cu Ionatan și jură înaintea lui Dumnezeu. Cine vrea să întărească jurământul de pace cu Domnul? Cine vrea să spună din seara aceasta, Doamne, vreau să mă întorc cu toată inima la tine, Doamne. Ne uităm la biruințele mari. Vreau să vă mai spun doar câteva cuvinte. În numele Domnului și a Duhului Sfânt vă spun adevărul. E martor Domnul și Duhul Sfânt că văd în clipa aceasta o poartă albă deschisă în dreptul acestui popor și Domnul mă arată un înger cu o sabie ridicată și așa vorbește Domnul, da. Ochiul meu veghează, urechea mea este aplicată și mâna mea este întinsă. E o vreme și un timp în care Domnul te cântărește și te măsoară. Dacă vei fi găsit la locul la care Domnului se placă de inimă, suflet, trup și cuget, Domnul vrea să treacă din cort în cort și să lăsă semne în felul care să cere și să așteaptă ajutor și izbăvire din mare. Asta face Dumnezeu dacă oamenii se unesc, dacă îl caută și îl strigă din toată inima. Vreau să rămân la aceste cuvinte, dar în câteva secunde vreau să vă spun că Maria cu Iosif au fost niște oameni puși deoparte din seminția lui Iuda și s-au unit. Și Dumnezeu din cer a făcut cea mai mare lucrare prin Iosif și Maria, Dumnezeu să fie slăvit. Cine vrea să facă Dumnezeu lucrări mari prin soț și soție în familie? Poate vrăzmașul a făcut dezbinări și structuri, dar Iosif cu Maria s-au unit. Uitați-vă bine, Ioan, adică Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat, tata lui Ioan, Zaharia cu Elisabeta, s-au unit. Așa biruință mare, dar Domnul. Ana cu Elcana, tata lui Samuel, s-a unit. Biruință. Cine vrea să se unească în vremea aceasta, Maleai, capitolul 4, zice Dumnezeu. Rugați-vă, Domnul, ca Dumnezeu să întoarcă inima soțului spre soție. Amin. Și inima soției spre soț. Amin. Și inima copiilor spre părinți. Ca nu cumva Dumnezeu să lovească țara sau familia cu blestem. Am un cuvânt de la Domnul și văd lucrul ăsta înaintea ochilor. 2 Cronici, Domnul să fie slăvit, capitolul 7 cu versetul 14, unde Domnul spune: poporul meu peste care este chemat numele meu.
dacă poporul meu peste care este temat numele meu se va smeri. Aleluia! E nevoie de smerenie la oameni. Viața mea are, David o cântare deosebită, nu pot să spun unele din cuvintele ei, cu smerenia, cu pacea, cu bunătatea și cu dragostea. Și zice, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, să va smeri, să va ruga, să va bate de la rău și va căuta fața mea, îl voi asculta din cer. Cine vrea să fie ascultat din cer? Ne vom să știi ce cuvânt e ăsta în Psalmul 20? Să te asculte Dumnezeu în ziua necazului. Spuneți dumneavoastră, dacă Domnul nu l-ar fi ascultat pe Daniel în ziua necazului, pe David și pe toți oamenii lui Dumnezeu, ce s-ar fi ales? Noi vrem să credem că Dumnezeu din cer până astăzi ne-a ascultat, ne-a păzit și ne-a plătit. Harul și pacea lui Dumnezeu și steagul lui de biruință, ungerea lui Dumnezeu, să fie și să rămână peste casa lui Dumnezeu de la Auzburg. Dumnezeu din cer să facă un săr în dreptul fiecăruia. Așa cum Ezechia a cerut un săr de la Dumnezeu, copilul lui Iosafat, împăratului, a cerut ceva și a zis, ce nu săr? Prin ce voi cunoaște că mă voi vindeca? Și a zis, auzi, scurt este vremea când te vei sui la casa Domnului. Numai ai o problemă. Și tu ai o problemă. Și Ezechia avea o scrisoare. Și-a arătat înaintea Domnului. Fratele românii ne-au arătat un fel de închinare, de proșterne, de aplecăciune, adică cu fața la pământ. Și nu? O scris o scrisoare. Poate e sara și vremea în care nu știi să te mai rogi, dar scrie așa în tare. Doamne, copil, Doamne, soție, Doamne, soț, Doamne, probleme, Doamne, cu tare, Doamne, cu tare. Și dacă te vei pune așa în felul ăsta înaintea Domnului, și-o aleți în 30 de zile scrisoarea la Dumnezeu. Știți dumneavoastră că Dumnezeu din cer s-a uitat la scrisoarea lui Ezechia? Și-o zis Ezechia, în seara aceasta este o turtă aici. Păi unsă cu un de lemn de la Domnul. Asta e turta. Cine vrea să o pună pe rană? Cine vrea să o pună pe munte? Să facă Domnul tăierea împrejura gurii, tăierea împrejura urechii, să taie Domnul tăierea împrejur la gură. Vreau să vă spun, cuvântul ăsta mi se dă să-l spun. Eu nu sunt un care să predic, să obosesc pe nimeni, dar spun, mă fac vinovat înaintea Domnului cuvintele care Domnul mi le pune în gură. Știi ce făcea Saul, fiul lui Chis? În toată luna coborea poporul la Gilgal să fie tet împrejur. Dus pe mimat, că văd un înger Cosafie care vrea să facă tere împrejur aici. Să fie liberat poporul. Deslegat, ridicat, pe zi, să putem lupta, să putem trece viitor. Frații mei, mă bucur. Și când Dumnezeu Sfântul ne va rândui și va hotărâ Dumnezeu să fiu în mijlocul dumneavoastră, unde Dumnezeu Sfântul ne va trimite, eu am venit trimis de Domnul, eu să spun lucrul acesta, m-am rugat, am stat înaintea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt m-a vorbit la Arad, m-a vorbit în mai multe locuri și mie chiar noaptea m-a vorbit și Domnul zice, voi deschide un drum și o poartă înaintea ta și vreau să merg înaintea ta. Eu vreau să cred că cuvintele celor sfinți sunt ascultate. Amin. Nu-i numai Ilie Sfânt, noi toți suntem sfinți de Dumnezeu aici. Am cerut iertare, Domnul iertat, ne-a spălat din curățână. Dumnezeu din cer, Luca, să vă binecuvinteze și să vă plătească și să facă Domnul ca sara aceasta să fie o sară. În zorii dimineță fiecare să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Amin. Amin.